După 10 ani de la ultimul recensământ agricol, Direcția Agricolă de Dezvoltare Rurală Gorj organizează la sfârșitul anului 2010 numărătoarea tuturor animalelor și a suprafețelor de teren din județ. La nivelul Gorjului au fost selectați aproape 1000 de recenzori, recenzori șef și coordonatori de la fiecare localitate. Recensământul agricol se va desfășura în perioada 2 decembrie-31 ianuarie. Avem un număr de 995 de recenzori, recenzori coordonatori și recenzori șefi. 680 și ceva sunt cu studii superioare. Fiecare localitate și-a transmis către Direcția Agricolă tabelul. Noi am făcut deja convențiile, s-au transmis în teritoriu. Se vor recenza suprafețele de teren, exploatațiile agricole, suprafețele nelucrate, animalele, heleștele, chiar și drumurile, adăposturile și așa mai departe. Ultimii indicatori arată că județul Gorj se întinde pe o suprafață de 560.000 de hectare, dintre care doar 242.000 de hectare sunt agricole. Cât privește animalele, cele mai multe sunt ovinele, bovinele și câinii. Dacă luăm suprafața agricolă a județului Gorj, avem 243.000 de hectare, din care arabil avem în jur de 102.000 de hectare, iar pe număr de animale diferă. Avem 1.330.000 de păsări, 99.000 de câini, dacă doriți. Avem în jur de 16.000 de caprine, avem 39.000 de vaci. Pentru efectuarea recensământului agricol din Gorj, Uniunea Europeană a alocat până acum suma de 860 de milioane de lei vechi, urmând ca pe viitor valoarea să fie suplimentată. Fiecare recenzor este plătit 20 de zile cu 50 de lei pe zi, recenzorii șef 23 de zile cu 55 de lei pe zi, iar coordonatorii 25 de zile tot cu 55 de lei pe zi.